cu 3 săptămâni înainte. Lupta turbată vâia mai departe sus, pe cerul de deasupra Germaniei, imediat în afara periferiei orașului Bremen. 18 bombardiere fuseseră doborâte pe când se îndreptau spre țintă. Zeci de tineri în floarea vârstei își pierduseră deja viața. Toți știau prea bine că misiunile acestea trebuie duse la îndeplinire într-un fel sau altul. Nu exista altă modalitate de a duce lupta pe teritoriul german. Pentru prima oară în istoria militară, toate înfruntările armate din război se purtau în aer, iar nu terestru. Ajuns undeva în chiar mijlocul acestui câmp de bătălie aerian, Schön se lupta cu comenzile avionului său B-17 pe care îl poreclise ca la mama acasă. Întreaga formație din care făcea parte lansase deja bombele și se îndrepta spre Anglia, pe deasupra Mării Nordului. Schön era conștient de ce îi aștepta înainte să ajungă la bază în siguranță. Trebuia să zboare încă 150 de kilometri pe deasupra teritoriului ocupat de naziști, cu o viteză ce îi părea la fel de lentă ca cea cu care se deplasează un stol de gâște. Câteva clipe cerul rămase liniștit. Formația trecuse de raza de acțiune a artileriei antiaeriene. Însă Schön era perfect conștient că avioanele de vânătoare inamice aveau să se întoarcă în scurtă vreme. Nu aveai unde să te ascunzi de sutele de avioane ce zburau deasupra ta. Sunetele dintre pământ, dinspre pământ, erau asurzitoare, iar acolo sus, dârele impresionante de vapor de apă se întindeau pe kilometri întregi în urmă, pornind de la vârfurile aripilor avioanelor, asemenea unor imense săgeți albe. Nick, cum se mai simte Anderson? Strigă Schön prin sistemul de intercomunicații. Este conștient? Nick Mancini era mitraliorul lor de pe partea dreaptă. O clipă să verific, domnule. Schön verifică din nou câteva repere, inclusiv viteza avionului în zbor, prezența bombardierilor în jurul lui în toate direcțiile și fotografia înfățișându-i pe Elizabeth și Patrick. Anderson s-a trezit între timp, domnule, pare să îi se fie oprit sângerarea, însă nu o să fie bun de nimic la mitralieră. Totuși, poate că va fi în stare să ne ajute la radio. Hank Anderson încasase niște schije în picior pe când se îndreptau spre țintă și pierduse foarte mult sânge până să apuce Mancini să-i pună un garou. Însă Hank nu era prima victimă din rândurile lor. Tommy Hastings, celălalt mitralior, fusese lovit de un fragment chiar mai mare de schijă și murise pe loc. Schön se întoarse către copilotul său, Jim McCready. Va trebui să treci tu la arma lui Anderson, Jim. Eu pot să pilotez fără tine, dar avem nevoie de oameni la toate mitralierele. Dintr-o clipă în alta, avioanele alea de vânătoare vor începe să tragă asupra noastră. Uite-le că vin, zise Mancini. Avioane de luptă Kraut la ora 3 sus. Le vedeți, băieți? Mai vin și altele la ora 10, strigă Bill Davis, aviator însărcinat cu declanșarea bombelor. Doamne, dar repede au mai ajuns, se gândi Schön în sinea sa. Bun, băieți, știți ce aveți de făcut, să nu vă irosiți degeaba muniția. Dintr-o dată o umbră neagră săgetă pe deasupra lor, un avion de vânătoare inamic. Era atât de aproape că Schön își vâră instinctiv capul între umeri. Ridicându-și privirea, zări un B-17 lovit cu unul dintre motoare incendiat, înclinându-se spre dreapta. Bombardierele din jurul lui virară încotro era necesar pentru a evita coliziunea. Schön urmări cu privirea bombardierul care cădea scăpat de sub control undeva sub ei. Dintr-o dată începu să se rotească haotic. Părea greu de crezut, parcă era jucăria unui copil. Se deschiseră două parașute. Avionul explodă, transformându-se într-o minge de foc. Schön dădu repede capul pe spate. Căută cu privirea și alte parașute, însă nu se vedea niciuna. Cei doi supraviețuitori plutiră încetişor în jos prin norul de fum și resturi solide. Schön urmări vrăjit scena până când nu-i mai văzu. Totul se întâmplase în doar câteva secunde. Chiar în clipa aceea auzi o explozie puternică în interiorul avionului. Apoi țipete prin sistemul de intercomunicație. Panoul cu comenzile de zbor începu să tremure. Avionul viră la stânga.
Sean se apăsă cu toată puterea pe maneta de direcție, încercând să redreseze aeronava. Începeau să piardă altitudine. Se luptă din răsputeri să o mențină cât de cât stabilă. Jim, ar trebui să te întorci aici. Pronto, o pierd. Ce s-a întâmplat acolo în spate? Vă rog, vreau un raport al daunelor. M-aude cineva? Am încasat niște obuze din partea unui 190, domnule. Arată rău. Era Rick Adams, inginerul de zbor. A venit de sub noi. Bosco, ești în regulă? Niciun răspuns. Bosco, zise Shaun. Bosco, răspunde la apel, ești bine? Tot niciun răspuns. Capitane, Bosco a dispărut, spuse Mancini. Cum? 190 ne-a luat ture la rotundă la ultima trecere pe lângă noi, explică Mancini. Bosco a dispărut, toată turela rotundă a sărit în aer, domnule. Pur și simplu, nu mai e. Câteva clipe nimeni nu scoase un sunet. Shaun știa foarte bine ce gândeau cu toții. Puteam să fi fost eu. Poate că data viitoare îmi va veni mie rândul. Apoi, bietul Bosco. A văzut cineva o parașută? Întrebă Shaun. Jim, unde ești? Am nevoie de tine aici în clipa asta. Aproape am ajuns, tocmai mă cațăr prin magazia de bombe. Nu, nicio parașută, domnule. Mă uit chiar acum în jos, dar nu se vede nimic. Era Tim Hatcher, mitraliorul de la coada avionului. Nu pot să cred că Bosco nu mai e. Shaun își folosea toată puterea de care mai dispunea pentru a menține avionul la altitudinea de zbor. Era limpede că pierd din viteză. Se uită pe geamul de lângă el. Ambele motoare de pe partea lui păreau în regulă, însă vedea cum bombardierele de lângă el îi iau înainte, încetul cu încetul. Se apropie 3 avioane de vânătoare din spate, anunță Hatcher. La ora 6 îi vede cineva. Rick, îi vezi? Îi văd eu, Tim, spuse Adams. Izbucni tirul mitralierei. Luptându-se să mențină avionul în zbor constant, Shaun se simțea de-a dreptul neajutorat. Pur și simplu nu avea ce să facă. Auzi un bubuit puternic și își ridică privirea spre una dintre escadrilele care zburau la înălțime mai mare. Un alt B-17 tocmai primise o lovitură de moarte din partea unui avion de vânătoare. Pierduse 2 motoare, iar acum ardea. Îi ieșea fum din ambele aripi. Shaun văzut ceva ca un soi de colet căzând pe hublou din dreptul unui mitralior de la mijlocul avionului. Se înfioră văzând că acel ceva se izbește de coada aeronavei, apoi o ia către pământ și se pierde din vedere. Să fi fost trupul cuiva? Din cealaltă parte a avionului se desprinse un alt fragment în flăcări. De pe el țâșni ceva drept în sus. Shaun își dădu seama că era o parașută al cărei posesor era împresurat din toate părțile de flăcări. Focul devoră parașuta imediat ce aceasta se deschise. Shaun se trase înapoi și își întoarse privirea. După câteva secunde, întreg avionul explodă. Hălci imense de metal fumegând o porniră în toate direcțiile. Câteva fragmente loviră avioanele din apropierea și de sub cel doborât. Shaun abia își putea stăpâni groaza. Chiar când brațele erau cât pe ce să-i cedeze din cauza efortului susținut, McCready se așeza alături de el și puse repede mâna pe comenzile sale. Îmi pare rău că a durat atât de mult, Shaun. Hai să vedem ce putem face, Jim. Cum arată motoarele tale? McCready se uită pe geamul lateral de pe partea sa. Of, Doamne! Motorul numărul 4 e mort. Abia se mai învârte puțin, dar nu mai are nicio putere. Este găurit tare pe toate părțile. În răstimpul următoarelor câtorva minute, cei doi bărbați luptară cot la cot încercând o serie de manevre pentru a aduce avionul lor ca la mama acasă la locul lui în formație. Nu ține pasul, capitane, spuse într-un final McCready. Shaun știa foarte bine ce înseamnă acest lucru. Dacă nu reușea cu ajutorul lui McCready să țină avionul în formație, dacă erau nevoiți să rămână în urmă, avioanele de vânătoare germane aveau să pornească în urmărirea lor, asemenea unei haite de hiene flămânde. Era o noțiune elementară, toată lumea de la bază știa că dacă ieși din formație, șansele tale de a supraviețui scad de la minime la inexistente.
Văzuse cu ochii lui acest lucru de multe ori. Avioane grav avariate care își transmiteau prin radio poziția înainte de a le pierde din vedere. Și nimeni nu mai afla vreodată nimic despre ele. Însă Shaun avea un plan la care lucrase multe ore pe când se afla la bază. Un plan pregătit tocmai pentru un scenariu de felul acesta. Oricât ar suna de ciudat, ideea îi venise după ce citise un pasaj din cartea Proverbe. Nu îl reținuse pe de rost, însă suna ceva de felul: un om chibzuit vede din vreme pericolul viitor și se apără. Cei naivi continuă pe calea lor și au de suferit. Shaun știa prea bine că pericolul viitor plana asupra lor ori de câte ori decolau într-o nouă misiune. Nu putea să sufere gândul că la un moment dat avionul lui va fi cel ce se va pierde încet în depărtare, urmând a fi făcut fărâme de obuzele avionilor germane de vânătoare. Dacă se întâmpla așa ceva, putea să spere, în cel mai bun caz, că tot echipajul va reuși să iasă din aeronavă înainte ca aceasta să explodeze și că vor rămâne prizonieri până la sfârșitul războiului. Sau mai rău, poate chiar mai probabil, avionul va intra pur și simplu în picaj, răsucindu-se ca un titirez și prinzându-i pe toți înăuntru ca într-o capcană. Shaun concepuse o modalitate de a se apăra pe sine însuși și a-și apăra deopotrivă echipajul de o astfel de soartă. Însă, va funcționa oare? Capitolul 7. Shaun se uită înspre copilotul său. Jim pierde în viteză și altitudine clipă de clipă. Știu, spuse McCready cu gravitatea unui judecător ce bate din ciocănel. În fundal se auzeau mitralierele păcănind la fiecare câteva secunde. Echipajul încerca să țintească avioanele de vânătoare germane care zburau prin apropiere. Am o idee, zise Shaun. Dacă funcționează, s-ar putea să avem o șansă de a ieși cu viață din treaba asta. Sunt tot numai urechi, spuse McCready. Va trebui să te duci înapoi la mitraliera lui Anderson. Știi ce se va întâmpla când vom începe să rămânem în urmă. Se vor năpusti asupra noastră precum muștele. Nu ai nevoie de mine aici în față? Acum nu. Am avut nevoie atunci când încă mai credeam că avem șanse să ținem pasul cu ceilalți. Însă acum e prea târziu pentru așa ceva. Du-te înapoi, în spate. Îi informez eu pe băieți. McCready consimți cu o mișcare a capului. Cuplă o baterie portabilă de oxigen și se îndreptă spre coada avionului. Shaun deschise sistemul de intercomunicații pentru ca întreg echipajul să audă ce avea de spus. Băieți, ascultați-mă. Nu vreau să ne ascundem după deget. Suntem într-o situație foarte urâtă. Unul dintre motoare a murit, sistemul de comandă e și el plin de gloanțe și pierdem puțin carburant printr-o breșă din aripa dreaptă. Ca la mama acasă, nu are cum să ne ducă în niciun caz înapoi în Anglia în seara asta. Făcu o pauză pentru ca oamenii săi să digere bine cuvintele. Însă în ultima vreme, când stăteam la bază, am pus la punct un plan tocmai pentru o asemenea situație și s-ar putea să avem o șansă de a rămâne în viață. Nădăjduiesc eu fără să ajungem într-un lagăr de prizonieri înainte de căderea nopții. Vă ascultăm, capitane. Cum spuneți dumneavoastră, domnule? Spuneți-ne doar ce să facem. Unul câte unul, oamenii își dădură acordul. Bine atunci. Peste un minut vom transmite prin radio că ne retragem din formație. După aceea rămânem pe cont propriu. Avioanele de luptă Kraut vor veni după noi considerându-ne o pradă ușoară. Avem 6 mitraliere funcționale și am rămas 6 oameni sănătoși. Eu voi pilota avionul, dar am nevoie de fiecare dintre voi băieți la mitralierele alea. Însă, oameni buni, ascultați-mă, nu irosiți muniția. Scopul nostru este să alungăm avioanele, să le facem să ne lase în pace, iar nu să le doborâm. Dacă vă lăcomiți, rămânem fără gloanțe cât ai zice pește. Țineți-le sub foc atât cât să nu se apropie prea tare de noi. Dar, capitane, cum rămâne cu locul lui Bosco? Nu avem mitraliere pe burtă. Vorbea Adams, inginerul de zbor. Dacă se apropie vreun Kraut venind de sub noi, vom fi o pradă ușoară. Shaun se gândise și la acest aspect.
Uite, aici scârție puțin planul meu. Cred că mai avem în jur de 150 de kilometri până la mare, însă vom merge într-o altă direcție față de restul escadrilei noastre. Singura soluție pentru ca ideea asta să funcționeze este să zbor suficient de jos cât să nu fim reperați de radarele inamicului. Partea bună este că zburând jos, avioanele de vânătoare nu vor putea să coboare sub noi pentru a ne ochi. Va funcționa, sigur, spuse Hatcher. Însă există și un inconvenient major, continua Shaun. Odată ce cobor avionul, vom fi prea jos pentru ca vreunul să mai scape parașutându-se. Înțelegeți ce spun? Cu alte cuvinte, e totul sau nimic, concluzionă Mancini. Ori sărim acum înainte de a coborî prea mult și sfârșim ca prizonier de război, poate, sau dacă facem cum ziceți dumneavoastră, pierdem orice șansă de a ne parașuta. Exact, consimți Shaun. Însă dacă reușim să rămânem cu avionul întreg, fără prea multe găuri, eu unul aș putea să-l pilotez până într-o locație pe care am ales-o deja, în apropierea coastei Olandei. Din câte știu, este departe de orice bază militară germană. S-ar putea, deci, să avem șansa de a scăpa de prizonierat. Am putea fura o barcă și traversa canalul Mânecii. Însă nu am de gând să ordon cuiva să accepte acest plan. Voi, băieți, trebuie să hotărâți. Dacă vrea cineva să meargă pe calea mai sigură, nicio supărare. Poate să se parașuteze chiar acum, iar noi restul ne vom încerca norocul. Câteva clipe și-au nu auzi altceva decât zgomotul de fundal și zumzăitul celor trei motoare rămase. Eu intru în joc, spuse Mancini. Și eu, urmă Adams. Nu plec nicăieri, zise și Hatcher de la postul său din coada avionului. Suntem alături de dumneavoastră, spuse McCready, copilotul. Davis și Ted O'Reilly, ofițerul de navigație, înclinară definitiv balanța în aceeași direcție. Bine, băieți, atunci hai să trecem la treabă, spuse Shaun. Raportez imediat. Ne retragem din formație în mod oficial. Fiți cu ochii în patru. Peste câteva minute s-ar putea ca treaba să se cam împută pe aici. Așa cum era de așteptat, de îndată ce Shaun o scoase pe Kalamama acasă din formație, avioanele de vânătoare se abătură de peste tot asupra lor ca viespile. Veneau în grupuri de câte trei, aparent din toate direcțiile posibile. După atac, se îndepărtau, apoi se năpusteau iarăși, de asta dată câte unul pe rând. Și în tot acest timp, mitralierele păcăneau fără încetare. Membrii echipajului le identificau, strigând prin sistemul de intercomunicații. La ora 2, sus, le vezi? La ora 6 vin direct încoace pe linia de ochire. La ora 9 aveți grijă, vin dinspre soare. De fiecare dată mitralierele din Kalamama acasă trăgeau foc de ripostă. Zgomotul te asurzea pur și simplu. Shaun stătea singur în carlingă încercând din toate puterile să mențină avionul în picaj lent față de poziția formației și strigându-le din când în când băieților să nu uite să economisească muniția. Au fost cele mai înfricoșătoare 20 de minute din viața sa. Își ridică privirea și zări zeci de bombardiere B-17 devenind din ce în ce mai mici până se pierdură cu totul în depărtare. Oare va mai vedea vreodată pe vreunul din ele? În timp ce vira într-o parte, aruncă o privire către pământul de sub el. Pe întinsul zonei rurale peste care zburau, ardeau cel puțin 10 focuri imense ce aruncau spre cer fum negru necăcios. Shaun își dădu seama că combustibilul ce întreținea incendiile erau alte avioane B-17 doborâte pe drum spre Bremen. Priveliștea i-a făcut stomacul să se strângă ghem. Câteva clipe mai târziu, transmisiunile radio și sunetul mitralierelor avionului său încetară. Cum stau lucrurile, băieți? Întrebă Shaun. Să-mi răspundă cineva, vă rog. E toată lumea în regulă? S-ar părea, am scăpat la drum liber, capitane. Cel puțin, pentru o vreme. Era Hatcher din spate de la coada aeronavei. Văd însă că avioanele de vânătoare fac ravagii în formație la nord de noi, zise Adams.
El ocupa turela mitralierei de deasupra și de aceea vederea nu era obstrucționată. Să înțeleg, băieți, că nimeni nu a fost rănit de când ne-am desprins din formație? Și nici n-am suferit daune majore? Întrebă Sean. Rând pe rând, ceilalți membri ai echipajului raportară starea în care se află. Nimeni nu fusese rănit câtuși de puțin. Aici s-a făcut lumină între timp, spuse Mancini. Au apărut câteva rânduri noi de găuri deasupra capului meu, cam la 10 cm una de alta. Băieți, să știți că v-ați descurcat de minune acolo în spate, spuse Sean. Ce credeți, au plecat definitiv, capitane? Îl întrebă Aurelie. N-am de unde să știu. Majoritatea avionilor de vânătoare rămân pe lângă bombardiere până când li se termină combustibilul. Acolo sus au mult mai multe ținte. Pe noi trebuie însă să ne preocupe cele care se întorc la bază să realimenteze. Ultima gașcă care ne-au atacat își vor informa prin radio colegii de prezența noastră. Și cineva tot va vrea să ne atace, să fim ultima pradă pe ziua de azi. Am de gând să schimb cursul de navigație la fiecare câteva minute pentru a-i păcăli și vom zbura în zigzag până ne apropiem de mare. Suntem sub 3000 de metri, băieți. Puteți să vă scoateți măștile de oxigen. Cât de jos o să zburăm, capitane? Trebuie să coborâm sub 30 de metri pentru a evita radarul, răspunse Sean. De acum încolo, supraviețuirea lor depindea de reușita încercării de a scăpa neobservați. Sean pilota avionul mult în afara cursului obișnuit de zbor, îndreptându-se către un punct de pe hartă unde el nu mai fusese niciodată. Din câte își dădea seama, era o zonă cu mici sate pescărești foarte aproape de mare. Citise că populația Olandei îi ura pe ocupanții naziști. Dacă era să se întâlnească cu vreun localnic, spera că acesta se va arăta solidar cu el. Bun, băieți, peste vreo 20 de minute ar trebui să zărim marea. Sper să reușesc să aduc avionul pe sol într-o fermă sau pe un ogor din apropiere, însă nu știu cât de găurit ne este trenul de aterizare. Trebuie să ne pregătim pentru o aterizare forțată. Începeți să aruncați pe geam orice obiect care ar putea să explodeze sau să fie proiectat prin avion și să lovească pe cineva când aterizăm. Și încă ceva. Aurelie? Da, domnule. Ai harta în față. Am tot urmărit noua traiectorie de când ne-am despărțit de escadrilă. Bravo! Unde crezi că ne aflăm în clipa asta? Exact pe unde ați spus dumneavoastră. Ar trebui ca în aproximativ 19 minute să vedem marea, la nord de Amsterdam, Zuiderzee, așa o numesc ei. Atunci ajută-mă să mențin direcția. Când zbor atât de jos, trebuie să mă concentrez la maximum. Rick și Nick, știți ce? Mai avem doar câteva minute până când voi ordona să vă pregătiți pentru aterizare. Nick, fă tot ce poți ca să te asiguri că piciorul lui Hank poate face față călătoriei. După ce luăm contact cu solul, va trebui să ne mișcăm destul de repede. Doar nu vreți să spuneți că vom avea realmente contact cu solul, nu, capitane? Ei, era doar o metaforă, Nick, râse Sean. Își plecă privirea, pentru o clipă numai, către fotografia cu Elizabeth și Patrick. Te rog, Doamne, ajută-ne să rămânem invizibili încă puțină vreme. Te rog, fă să ajung cu bine acasă la ei. Amintirea acelei fotografii înfățișându-i pe Elizabeth și Patrick îl smulse pe Sean din atmosfera creată de povestire și îl readuse cu gândul în prezent. Își roti privirea prin sufragerie, mai întâi către tatăl său, apoi către doamna Fortini, apoi spre domnișoara Townsend și într-un final spre Patrick, care adormise sprijinit de umărul domnișoarei Townsend. De pe fețele tuturor dispăruse zâmbetul specific mâncătorilor de popcorn din cinematograf. Spera că nu împinsese lucrurile prea departe. În mod intenționat păstrase pentru sine scenele în care dăduse cu ochii de moarte și de muribunzi, trupurile ce cădeau arzând din cer, groaza ce stăpânea fiecare din acele ultime minute de luptă. Îmi cer scuze, oameni buni, e prea mult, ar trebui să mă opresc. Doar nu vorbiți serios, exclamă domnișoara Townsend într-o șoaptă audibilă.
Sunt cele mai extraordinare și palpitante lucruri pe care le-am auzit eu vreodată. E mai interesant decât toate buletinele alea de știri difuzate în cinematografe, spuse doamna Fortini. Nu vine să cred prin ce ai trecut, Shaun. În vreme ce eu stăteam aici și făceam fursecuri de Crăciun. Expresia tatălui său era greu de tradus. Shaun, habar n-am avut de toate astea. Doar atât reuși să spună. Vrei să încheiem pentru seara asta și să mergem la culcare? Nu, nu vreau, îi răspunse tatăl său, decât dacă te deranjează să vorbești despre cele întâmplate. Nu poți să te oprești, taman, acum, adăugă și doamna Fortini. Mi-ar plăcea tare mult să aflu cum ați reușit să vă întoarceți, spuse Catherine, dacă nu aveți nicio problemă în a ne povesti. Să-l trezesc și pe Patrick? Nu, lăsați-l să doarmă. Probabil că e mai bine așa. Această ultimă parte va fi chiar mai fierbinte și mai emoționantă. Poate că într-o zi, când va fi mare, îi voi istorisi și restul. Capitolul 8. Cu 3 săptămâni în urmă, undeva în nordul Olandei. Avionul ca la mama acasă reușise să traverseze zui de zi, iar acum zbura iarăși pe deasupra uscatului. Trecuseră pe deasupra câtorva vase de patrulare germane, însă se deplasau prea repede pentru a atrage asupra lor tirul inamic. Era spre sfârșitul după amiezii, iar cerul avea un aspect hibernal acoperit cu nori. După cum bine anticipase Shaun, avionul de vânătoare nemțesc, ce spulberase turela rotundă, curmând viața lui Bosco, distrusese și trenul de aterizare de pe o parte. Tocmai le ordonase prin sistemul de intercomunicații tuturor membrilor echipajului, mai puțin lui Macrelli, copilotul, să se pregătească pentru aterizare forțată. De vreme ce prin apropiere nu se aflau baze militare germane, nu aveau aș mai face griji cu privire la reperarea lor prin radar. Shaun trase de manetă pentru a mai câștiga vreo 200 de metri în altitudine, sperând să găsească un loc cât de cât adecvat de aterizare pe uscat. Suntem foarte aproape, băieți, le zise. Văd apă drept înainte, trebuie să fie Marea Nordului. Vă dau de știre când încep coborârea. De fapt, mare parte din teritoriul Olandei se află situat sub nivelul mării, iar apa este stabilită printr-o rețea de baraje și canale de scurgere. Însă nu la fel stăteau lucrurile și în regiunea aceea. Shaun se bucură să vadă fermele și pășunile, ce dădeau terenului aspectul atât de familiar, de cuvertură în pătrățele de diferite culori. Totul părea cât se poate de plan. Reușea deja să discearnă detaliile caselor și a careturilor fermierilor din zonă. Nu se vede niciun om, îi spuse Shaun lui Macready. Tu vezi pe cineva? Nici țipenie, îi răspunse Macready. Mă bucur că e așa. Și eu. Uitându-se pe fereastra din partea stângă, privirea-i fu atrasă de o pată mare întunecată. Se întindea de-a lungul coastei pe o lungime de câțiva kilometri. Vezi asta, Jim? Noi fi eu expert în linii de țărm, însă mi se pare că sunt dune de nisip. Zona era acoperită cu lăstăriș des. Ce ciudat, exclamă Macready. Acasă dunele urmează exact linia țărmului. Uite cât de adânc intră pe uscat, chiar câțiva kilometri în zona aia. Shaun arătă cu degetul undeva înaintea lor. Uite acolo, de-a lungul marginii, dinspre continent al dunelor, pare a fi un sătuc. Priveliștea îi dădu o idee. Dacă am reușit să aterizăm pe plajă, între mare și dunele acelea, am putea să ascundem avionul de ochii curioșilor, măcar pentru o zi sau două. Înțeleg ce spui, consimți Macready. De aici, plaja pare suficient de lată. Una din cele mai mari griji ale lui Shaun fusese cum să ascundă avionul. Doar nu puteai să arunci vreo două crenci peste un bombardier cu 4 motoare ce zace pe o pășune. Vira avionul până ajunse să zboare paralel cu linia țărmului. Va trebui să facă o treabă bună, chiar de la prima încercare. Dacă se apuca să tot dea ocol zonei, ar fi atras prea mult atenția. Bine, băieți, a venit momentul, o cobor pe plajă. Pe plajă? Întrebă cineva. Cum stăm cu fluxul?
Nu cred că Hatcher e în stare să înoate, adăugă altcineva. Nu-ți fă griji, Hatch, te salvez eu. Ia mai taci, zise Hatcher. Fluxul arată bine, e jos, răspunse Shaun. Acolo în față locul e destul de lat și de plan. Nu o să trebuiască să înoate nimeni. După ce coborâ flapsurile și ridică puțin maneta de accelerație, aruncă o privire pe geamul lateral. Imediat dincolo de linia țărmului, la nord de zona unde începeau dunele de nisip, observă o căsuță mică țărănească. Pe drumul noroios din fața ei, un bătrân și un băiețel mergeau într-o cotigă trasă de un cal. Vezi acolo?" îl întrebă Shaun pe Macready. Bătrânul se opri atunci când avionul trecu pe lângă ei. Își ridică privirea, apoi amândoi oamenii de la sol începură să fluture mâinile înspre ei. Fuseseră văzuți până la urmă, însă Shaun își zise în sine că cei doi erau olandezi și că în plus le făcuseră semn cu mâna. Nu putea să le răspundă în același fel, însă în clipa aceea Shaun își dădea seama că Dumnezeu răspunsese rugăciunilor sale. Nu văzuse nici măcar un singur neamț în tot timpul cât zburase încoace. E drept că el alesese în linii mari pe hartă zona aceasta, însă după câte se părea, Dumnezeu îl călăuzise în suveranitatea sa către singurul loc de pe țărm olandez, ascuns vederii prin kilometri întregi de dune de nisip. Era prima dată de când ieșiseră din formație, când Shaun început să creadă că vor scăpa realmente cu bine din treaba asta. Își concentra atenția spre înainte, trase și mai mult spre el maneta de accelerație și ridică nasul avionului pentru a-l încetini. Continuă să se lupte cu imboldul de a coborî trenul de aterizare. Suntem sub 30 de metri, băieți. Voi încerca să-l țin în aer până în ultimul moment. De îndată ce ne oprim, vreau să părăsiți cu toții avionul. Am ars mare parte din combustibil, însă nu vreau să-mi asum riscul producerii unei explozii. Nimeni nu-i răspunse. Aeronava continuă să coboare în ritm constant. Zburau cu cea mai mică viteză posibilă, însă cu cât coborau, cu atât mai repede li se părea că zboară. Valurile le treceau ca fulgerul pe dinaintea ochilor pe partea dreaptă, iar pe stânga la fel făceau și dunele. Ușurel, ușurel, mormăi Shaun. El și Macready se uitară ca la comandă unul către altul, exact în clipa când, în mod normal, ar fi simțit roțile avionului atingând solul. Ce ciudat să fie încă în aer! Țineți-vă bine, băieți! Bum! Avionul ricoșește, se înălță iarăși. Se aflau din nou în aer, la câțiva metri, atât de importanți, deasupra solului. Apoi un nou bum! De asta dată avionul rămase jos. Fundul îi se râcâia de nisip, iar un zgomot violent umplu carlinga. Amândoi bărbații fură propulsați spre înainte, corpurile li se izbiră de panoul de bord, iar nisipul înjumătății aproape instantaneu viteza aeronavei. Shaun auzi țipete și bubuituri puternice undeva în spatele lui. Se uită peste umărul drept și chiar când să-și strige oamenii, avionul început să se aplece pe partea dreaptă. Shaun își ridică privirea tocmai când aparatul făcu un viraj brusc către apă. Atât el cât și Macready își proptiră instinctiv picioarele în pedalele de direcție, încercând să-l redreseze spre stânga. Nu funcționă. Intrăm la apă, zise Macready. Shaun se uită înspre el. Jumătatea de jos a feței era acoperită de sângele ce îi șiroia din nas. Dădu să spună ceva, însă chiar în clipa aceea, avionul se smuci și mai tare spre dreapta. Shaun apucă strâns manetele de control. Când aripa dreaptă luă contact cu marea, în aer se ridicară pereți imenși de apă. Avionul începe o mișcare de rotație, de vreme ce viteza părții din față scăzu, iar coada se roti către dune. Shaun se temea că sunt pe punctul de a se da peste cap. Din spate se făcură auzite iarăși țipete. Apoi, dintr-o dată, o nouă hurducătură, după care se opriră. Și totul se liniști. Câteva clipe mai târziu începu să se audă sunetul valurelelor ce se spărgeau de fuzelaj. Bun, toată lumea afară, urlă Shaun în microfonul sistemului de intercomunicații. Haideți, haideți,
strigă încă o dată spre spatele avionului. McCready se îndrepta deja spre ieșire. Băieți, aveți nevoie de ajutor? Îi întrebă Sean. E cineva rănit? Puțin zguduiți, dar suntem cu toții bine, spuse Aureli. Nu uitați de arme, le mai spuse Sean, și de mantalele cele mari. Toată lumea să traverseze plaja și ne vedem la primul rând de dune. Sean îl urmă pe McCready și coborâre amândoi din aeronavă, sărind în apa de vreun metru, care începu să-i intre în ghete rece ca gheața. Trei din membrii echipajului o luaseră deja la fugă de latul plajei. Aruncă o privire în spatele său și îi văzu pe Mancini și O'Reilly, cărându-l practic pe sus pe Hunch Anderson, prin zona de brizant. Picioarele atârnau inutile în urmă. Băieți, aveți nevoie de o mână de ajutor? Nu, ne descurcăm, capitane, spuse Mancini. Îmi îngheață fundul de tot pacii. Pe lângă apa înghețată mai aveau de înfruntat și un vânt rece ce bătea dinspre mare. Părea la fel de frig ca la 10.000 de metri în aer. Niciodată n-am putut să sufăr plaja, zise Anderson, dar acum o urăsc, pur și simplu. Câteva minute mai târziu ședeau cu toții la piciorul unei dune înalte, uzlioarcă de la brâu în jos, cu pistoalele scoase din teacă, gata de luptă. McCready stătea cu capul pe spate încercând să-și oprească hemoragia nazală. A luat cineva cu el trusa de prim ajutor când ați ieșit din avion? Întrebă Sean. Tăcere și priviri absente. Nu, nimeni nu o luase. Hatcher, ia du-te înapoi, Shadow. Să trăiți. Sean îl urmări cu privirea pe Hatcher și ce se îndrepta spre avion. Acum părea tare ciudat să vezi coada unui avion ieșind așa din mare, iar botul îndreptat în jos ca un cap imens plecat în semn de capitulare. Observă o spărtură mare chiar în fața geamului mitraliorului lateral, încă vreo 20 de metri și ca la mama acasă s-ar fi rupt în două. Îi slujise cu credincioșie. Se întristă la gândul că o vor lăsa aici înecată de valurile de hulă. Capitane, care-i planul? Sean se întoarse spre direcția din care se auzise vocea. Oamenii erau ghemuiți unul între altul, tremurând de frig. Își închipui că soarele, dacă s-ar fi văzut prin plafonul de nori gri întunecați, era aproape de asfințit. Băieți, cred că ar trebui să înaintăm câteva dune mai înspre interiorul țării. Începeți să adunați niște lemne pentru foc, dar nu-l aprindeți până ce nu se întunecă de tot. Nu putem să riscăm ca fumul să ne trădeze poziția. Văd că aveți de gând să plecați, zise Hatcher, care se întorcea cu trusa medicală. Mă duc înapoi, în zona unde încep dunele, continuă Sean. Pe drum încoace, locotenentul McCready și cu mine am zărit un bătrân împreună cu un băiețaș. Poate că sunt dispuși să ne ajute. Hatch, fă tot ce poți ca să-i cureți fața locotenentului McCready. Dar e numai o sângerare nazală, obiectă McCready. Mi l-am turtit zdravă în prima dată când am ricoșat de pe sol. Oricum nu poți sta așa, ai toată fața plină de sânge, zise Sean. Mai are cineva nevoie de ajutor? Mie mi-ar trebui vreo două aspirine, spuse Bill Davis. Mă omoară durerea asta de cap. Parcă aveam niște pastile pe acolo, nu, Hatch? Un flacon întreg. Vorbesc serios, dacă mai are nevoie cineva de aspirină, nu vă sfiiți. Ne-am izbit zdravă de toți pereții până să ajungem aici. Mie îmi spui, interveni David. Capitane, asta n-a fost una din cele mai bune aterizări ale dumneavoastră? Sean râse, la fel și alți câțiva membri ai echipajului. Serios acum, ați făcut o treabă incredibilă, domnule. Vorbesc de felul cum ați reușit să ne aduceți jos, continuă Adams. Credeam că suntem cu toții pe ducă. A, deci de-aia ai țipat ca o femeie, îl întrebă Mancini. Toți râseră mai puțin Adams. N-am țipat. Îmi pare rău să ți-o spun, dar ai țipat. Eu țineam ochii închiși și am crezut că sunt în Bronx cu sora mea puștoaică. Bun, băieți, hai să pornim la drum, spuse Sean ridicându-se în picioare. S-a întunecat aproape de tot. Hei, domnule capitan, ia uitați acolo, exclamă Hatcher. Toți se întoarseră, se uitară spre plajă în direcția indicată de Hatcher. Sean auzi în jur sunetul pistoalelor.
Din direcția din care tocmai aterizaseră, se îndreptau către ei două siluete, una nițel mai mare decât cealaltă, ce se țineau cât mai aproape de linia dunelor. Stați pe loc, băieți, spuse Shaun. Nu poartă uniformă și nici nu văd să aibă vreo armă. Cred că sunt bătrânul acela și băiatul pe care l-am văzut când zburam încoace, sugeră Macready. Presupun că ai dreptate, zise Shaun. Nick, tu vino cu mine, restul stați aici. Shaun o luă la pas către cei doi, iar Mancini îl urmă îndeaproape. După doar câteva clipe își dădu seama că erau într-adevăr bătrânul și băiatul. Amândoi făcură semn cu mâna când îi zăriră apropiindu-se pe Shaun și pe Mancini. Shaun le făcu și el cu mâna. După alte câteva secunde reușiră să discearnă fețele celorlalți. Băiatul nu era chiar atât de micuț. Părea adolescent, să fie avut vreo 14 sau 15 ani. Iar bătrânul nu era nici el prea bătrân, deși părul îi încărunțise aproape cu totul. Avea chipul unui om îmbătrânit, de ani lungi petrecuți în aer liber, sub razele de soare și pe vreme rea. Ambii purtau niște mantale de lână închise la culoare, care avuseseră parte și de zile mai bune. Americani, suntem prieteni, răcni bărbatul. Am văzut pe voi când veneați aici. Noi suntem olandezi. Știu, răspunse Shaun, în timp ce distanța dintre ei scădea văzând cu ochii. Spera ca omul să se oprească cât mai repede din țipat. Și noi v-am văzut. Ăla este un B-17, nu? Striga adolescentul arătând cu degetul spre avion. În aceeași clipă, o rafală de vânt îi smulse căciula de lână de pe cap, oprinse înainte de a cădea pe nisip. Știu bine, toate avioanele zboară tot timpul deasupra noastră. B-17 și B-24, bombardierele britanice, avioanele Lancaster și Halifax, însă B-17 e preferatul meu. Taci din gură, Johan, spuse bătrânul. O să vorbiți mai târziu despre avioane. Socotesc că fiul meu își dorește să devină pilot, nu pescar. Este vreunul dintre oamenii dumneavoastră rănit? Nu avem răni serioase, spuse Shaun, numai că ne-am zdruncinat puțin. Avem însă pe cineva care nu poate să se deplaseze. A încasat o bucată de șrapnel în timpul ultimei misiuni. Însă acum se simte bine. Dă dură mâna. Pe chipurile tatălui și fiului se citea entuziasmul, de parcă Shaun și oamenii lui ar fi fost niște eliberatori, nu aviatori doborâți în luptă. Ne bucurăm mult să vă vedem, spuse tatăl. Nu întâlnim niciodată americani prin zona asta și nici nu reușim să aflăm cum merge războiul. Germanii ne țin într-un întuneric de plin. Ne fac viața de-a dreptul îngrozitoare. Că tot veni vorba de germani, îi șopti Mancini lui Shaun. Domnule, eu sunt capitanul Shaun Collins, iar dânsul este sergentul Nick Mancini. Eu sunt Walter Bickman, iar acesta e fiul meu, Johan. Domnule Bickman, suntem în siguranță aici. Cât de departe se află nemții? N-am văzut niciunul pe când zburam încoace. Nu sunt prea mulți în zona aceasta. Satul nostru este mic, noi ne ocupăm numai cu pescuitul. La începutul războiului erau peste 100 de soldați germani care se ocupau de un lagăr de muncă forțată în apropiere. Se purtau îngrozitor cu prizonierii de acolo. Slavă Domnului că a fost închis acum 2 ani. Acum nu mai este decât o mică garnizoană staționată în capătul de sud al satului. Or fi 4 sau 5 oameni. Însă nu cred că sunt soldați de ispravă. Vorbesc de parcă nu pot să sufere faptul că sunt aici, de parcă războiul ar trece pur și simplu pe lângă ei. Însă dau ordine ca și cum fiecare dintre ei ar fi un soi de rege, iar noi, supușilor. Nimeni din sat nu-i ajută. Erau vești încurajatoare. Vor veni aici, ce credeți? Întrebă Shaun. Nu-i ușor să ajungi aici traversând dunele, spuse domnul Bickman. Aceasta este în avantajul nostru. Însă cred că vor trimite pe cineva la mine acasă cât de curând. De aceea am venit aici. Casa mea e ultima din sat și cea mai apropiată de punctul de început al dunelor. Cred că toți locuitorii din sat v-au auzit venind, de vreme ce a zburat atât de jos, iar avionul făcea un zgomot foarte puternic. Cred că nemții vor trimite pe cineva să vadă ce s-a întâmplat.
Atunci bine ați face să vă întoarceți, spuse Shaun. Venim și noi cu dumneavoastră în caz că apar necazuri. Chipul lui Bickman căpătă o mină îndurerată. Poate că nu va fi cazul, zise el. Nu vreau să dăm de necazuri, nici dumneavoastră, nici eu. Atunci ce sugerați să facem? Ca dumneavoastră și tovarășul dumneavoastră să mergeți cu noi, dar să rămâneți ascunși pe lângă dune. Noi vom aștepta în casă până vin nemții să verifice. Ne vom purta de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Le vom spune că într-adevăr am auzit avionul zburând pe deasupra casei, ne-am uitat pe cer și v-am văzut trecând mai departe, către largul mării. Ați fost foarte înțelept să aterizați acolo unde ați făcut-o. Ei nu vin niciodată atât de departe de-a lungul plajei. Vehiculele lor rămân blocate în nisip. S-ar putea să mă creadă și să plece. După aceea vă vom aduce mâncare și apă pentru seara asta, pe care să le duceți oamenilor din echipaj. Și dacă nu vă cred, îl întrebă Shaun. Ei bine, atunci cred că vom avea parte de necazuri. Capitolul 9. Shaun și Mancini porniră pe urmele celor doi Bickman către căsuța acestora. În tot acest timp, tânărul Johan se uita peste umăr la ei și zâmbea. Imediat în față se zărea capătul dunelor de nisip. Domnul Bickman se întoarse și le făcu semn să se oprească într-un anume loc, la umbra ultimei dune. De aici încolo mergem singuri. Am niște mâncare pentru dumneavoastră, însă nu cred să fie îndeajuns pentru toți oamenii. Sunt convins că vă este foame. N-am mai mâncat de dimineață la prima oră, răspunse Shaun. Îl voi trimite pe Johan la niște prieteni de-ai noștri ce locuiesc în apropiere. Ne vor ajuta cu toții. Bickman se uită către fiul său. Johan, trebuie să le spui tuturor să nu vină pe plajă. Alminteri vom fi cu toții în mare pericol. Înainte de toate, vino cu mine înăuntru să vedem ce avem deja și ce ne mai trebuie. Da, tată. Vă mulțumim din suflet pentru bunătatea dumneavoastră, domnule Bickman, îi spuse Shaun. Vă rămânem îndatorați. Domnul Bickman se întoarse și își lăsă mâna pe umărul lui Shaun, apoi îl privi drept în ochi. Când începu să vorbească, lacrimile începură să inunde ochii. Cred că nu înțelegeți că dumneavoastră reprezentați răspunsul la cele mai arzătoare rugăciuni ale mele, zise el. Apoi se întoarse. Acum noi plecăm înainte să apară nemții. Bătrânul și Johan dădură colțul în grabă și dispărură din raza lor vizuală. Ce-o fi însemnând asta? Întrebă Mancini. Nu știu, zise Shaun, dar mă bucur că Dumnezeu ne-a pus în legătură cu niște oameni dispuși să ne ajute. Văd că aveți relații serioase cu al de sus, continuă Mancini. Toți băieții au remarcat asta, nu doar eu. Shaun nu știa ce să răspundă. În următoarele 10 minute rămaseră ghemuiți lângă un soi de iarbă înaltă de pe dună, încercând să-și păstreze căldura corpului, însă nu prea reușeau. Pe Shaun, umezeala impregnată în pantaloni părea să-l înghețe până măduva oaselor. Îl dureau picioarele. Amândoi țineau sub observație căsuța pentru a surprinde mișcările din zonă, iar ochii li se acomodau treptat cu întunericul tot mai adânc. Câteva clipe mai târziu îl zăriră pe Johan ieșind și îndreptându-se către sud, pe cărarea din fața casei. Se scurseră încă 15 minute și auziră sunetul puternic al unui motor de mașină, sosind din aceeași direcție. Aruncară o privire către căsuță și identificară un Kubelwagen, versiunea nemțească mai urâtă a unui jeep, trecând printre dune și peretele lateral al casei și oprindu-se brusc în fața acesteia. O, șopti Mancini, nu-ia bine. Rămâi pe loc, zise Shaun. De unde se aflau nu vedea ușa casei, însă auziră numai decât o izbitură puternică, urmată de vocea unui om ce zbiera ceva în germană. Auziră apoi glasul lui Bickman răspunzând. Neamțul mai strigă ceva. Hai încoace, spuse Shaun, să ne îndreptăm către zidul acela din spate. Ai grijă să stai după mine. Shaun și Mancini merseră pe brânci până în spatele căsuței, apoi se ascunseră în spatele unui morman de coșuri de nuiele în apropiere de fereastra din spate. Shaun îl auzi pe neamț dând ordine cu o voce răstită și făcând mare tărăboi înăuntru. Mai auzi și vocea lui Bickman răspunzând calm, fără grabă.
Deși Shaw nu înțelegea ce își spuneau, era limpede că Big Man se temea. Trase cu ochiul printre niște obloane de lemn decolorate de vreme, parțial închise peste fereastră. Un ofițer german tânăr, cu o manta lungă gri, îl țintuise la perete pe domnul Bickman și urla ceva în nas. Nick, ia furișează-te pe după casă până pe partea cealaltă să vezi dacă tipul ăsta a venit singur. Să trăiți, răspunse Nick și plecă în grabă. Shaun își întoarse privirea către fereastră. Acum neamțul îl tot izbea pe Bickman de un zid, iar bătrânul zicea ceva pe un ton rugător. Ofițerul plesni cu toată puterea peste față. În același moment îi dădu drumul din strânsoare, drept care Bickman se duse pe spate spre masă. Se făcu mic de frică și ridică mâinile să se apere. În clipa aceea neamțul începu să-l lovească cu un băț pe care îl luase de lângă șemineu, iar loviturile nu mai conteneau. Shaw nu putea să asiste nemișcat la așa ceva. În clipa când se ridică în picioare, ușa casei se deschise. Tânărul Johann se năpusti înăuntru și sări în spatele neamțului, strigând și lovindu-l cu pumnii. Neamțul îl aruncă la pământ, apoi se întoarse către Johann și lovi peste față cu bățul. Nu, vă rog, strigă domnul Bickman. Shaun se grăbi să dea ocol casei și năvăli pe ușă exact în momentul când ofițerul își scotea pistolul din toc. Stătea cu spatele întors către Shaun și se uita la Bickman, care acum se dădea înapoi către masă. Shaun își scoase pumnalul din teacă și alergă spre neamț. Trupurile lor se prăbușiră pe podea cu o bufnitură. Neamțul căzu pe burtă, iar Shaun ateriză deasupra lui. O clipă mai târziu, pumnalul lui Shaun era înfipt pe la spate în inima ofițerului. Acesta din urmă lăsă să-i scape un strigăt puternic de durere, apoi rămase nemișcat, cu capul întors pe o parte, pe podeaua de lemn, cu ochii ațintiți înainte, fără să mai vadă nimic. Rămas călare pe spatele tânărului ofițerului, Shaun nu-i venea să creadă ce făcuse. Clătină din cap și inspira adânc. Tocmai omorâse un om. Omorâse probabil sute de oameni în timp ce pilota pe calamama acasă. Însă adevărul este că nu cugetase niciodată prea mult la acest aspect. Ei nu făceau decât să lanseze bombe asupra unor fabrici și clădiri, nu asupra unor oameni adevărați. Însă iată că acum pumnalul lui stătea înfipt în spatele unui om, al unui om pe care tocmai îl omorâse. Vă mulțumesc, spuse Bickman aplecându-se către Shaun. Mi-a salvat viața, era cât pe ce să mă împuște. Shaun își ridică ochii și întâlni privirea blândă a bătrânului. Jumătatea stângă a feței lui Bickman era roșie și crăpată, acolo unde îl pălmuise neamțul. Shaun se ridică în capul oaselor în vreme ce domnul Bickman se îndreptă spre Johann, care zăcea încă pe podea. Chiar atunci intră pe ușă și Mancini, cu arma ridicată în poziție de tragere, gata să împuște pe cineva. Sunteți bine, capitane? Își plecă ochii spre germanul mort, apoi spre pumnalul care ieșea din spate. Bună treabă, domnule! I-ați făcut-o unui nemțălău așa, între patru ochi. Îl bătea pe Johann cu un băț, spuse Shaun. Iar când domnul Bickman a încercat să-l oprească, a scos pistolul. Hei, doar nu trebuie să-mi dați mie vreo explicație. Dacă mă întrebați pe mine, singurul nazist de ispravă e nazistul mort. Partea bună e că nemțălăul era de unul singur, jeepul ăla Caragios e gol. Peste vreo oră vor mai veni și alții atunci când vor vedea că ăsta nu se întoarce să dea raportul, zise Bickman. Îl ajută pe fiul său să se ridice în picioare. Fața lui Johann sângera și începuse să se umfle. Ești bine, Johann? Îl întrebă Shaun. Acum da, răspunse acesta tresărind violent de durere când zâmbi, în timp ce se uita la cadavrul ofițerului german. Apoi își îndreptă privirea spre Shaun. Vă mulțumesc că ne-ați salvat. Despre ce discutați în contradictoriu cu neamțul? Îl întrebă Shaun pe tată. M-a întrebat dacă am văzut avionul dumneavoastră. I-am spus ceea ce am vorbit mai înainte între noi și anume că l-am văzut zburând către largul mării. M-a făcut mincinos și tot zbiera încercând să mă intimideze. I-am răspuns că nu mint, că doar unde aș putea eu să ascund un avion. Atunci însă a văzut mâncarea pe care o strângeam pe masă. A zis că e prea mult doar pentru mine și Johann și a tot ținut-o una și bună că de fapt adun mâncare ca să vă ajut pe dumneavoastră. A început să mă bată și atunci a intrat Johann.
Big Man se opri din vorbit câteva clipe. Bine ați făcut că ați folosit pumnalul. Dacă mă împușcați sau dacă îl împușcați dumneavoastră pe el, restul celor din garnizon ar fi ajuns aici peste doar câteva clipe. Shaun încuvință din cap. Ei bine, dacă tot vor ajunge aici peste o oră sau cam așa, ar trebui să ne mișcăm repede. Am o idee. Vom târâ cadavrul neamțului înapoi la avion și îl vom lăsa acolo, pe nisip, într-un loc unde să-l poată zări cu ușurință. Iar când vor veni aici, puteți foarte bine să le spuneți adevărul. Că ați văzut avionul nostru trecând în zbor pe lângă căsuța dumneavoastră și încercând apoi să aterizeze pe plajă. Spuneți-le că același lucru le-ați istorisit și neamțului ăstuia, care a pornit de îndată spre plajă în căutarea avionului nostru. Până atunci se va întuneca cu totul. Între timp, oamenii mei se vor ascunde printre dune și vor aștepta să-i prindă într-o ambuscadă. Ați zis că nu sunt decât 4 sau 5 soldați, nu? În cazul acesta îi putem elimina fără probleme. Se vor opri probabil în dreptul cadavrului, gândind că noi l-am ucis pe ofițer. Și înainte să aibă timp să reacționeze în vreun fel, noi îi vom ataca. Domnul Bickman zâmbi și-și trase fiul alături. Este o idee bună, dar nu și un plan la fel de bun. De ce? Îl întrebă Shaun. Dacă îi omorâți pe toți, nu veți face decât să atrageți mânia germanilor asupra întregului nostru sat. Atunci, toți locuitorii vor plăti pentru cele întâmplate. Mai țineți minte când v-am spus că dumneavoastră reprezentați răspunsul la rugăciunile mele? Shaun dădu din cap afirmativ. Domnul Bickman se uită spre Johan și continuă. A venit vremea să fii curajos, Johan. De ce, tată? Ce vrei să spui? Mai ții minte ce am discutat mai demult despre planul nostru de a pleca din locul acesta și a ne duce în Anglia, dacă Dumnezeu ne va arăta vreodată limpede o asemenea posibilitate? Plecăm în Anglia? În seara asta? Domnul Bickman clătină din cap. Nu, fiule, nu noi. În seara asta tu vei porni cu barca noastră și vei ajuta pe oamenii aceștia să scape cu bine. Johan se trase la o parte. Nu, tată, putem scăpa cu toții de aici, e destul loc în barcă. Ba nu, Johan, cineva trebuie să fie aici atunci când vor sosi nemții pentru a trage de timp, astfel încât voi să reușiți să vă îndepărtați în larg. Dacă vin și îl găsesc pe omul acesta mort în casă, apoi descoperă și avionul și văd că lipsim amândoi, își vor da seama că i-am ajutat. Atunci, mânați de gândul răzbunării și de dorința de a ne distruge, vor porni pe urmele noastre în bărcile lor de patrulare. Lucrurile trebuie să decurgă după cum am propus eu. Johan izbucni în lacrimi și se aruncă în brațele tatălui său. Domnul Bickman, cu lacrimile și roind pe obraj, se întoarse către Shaun și Mancini. Cred că am un plan prin care dumneavoastră și oamenii care vă însoțești puteți ajunge cu bine și în siguranță în Anglia, înainte de răsăritul soarelui, împreună cu Johan al meu. Însă trebuie să acționați rapid. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce trebuie să fac? Întrebă Shaun. Înainte de toate, tu, Johan, strângeți niște lucruri, răspunse bătrânul zâmbind printre lacrimi. În seara asta vei fi liber, în Anglia. Dar, tată, Johan, nu avem timp să ne contrazicem. Ia-ți niște lucrușoare. Ne vom reîntâlni după ce se termină războiul. Tu crești. Nu pot asuma riscul ca într-o bună zi ei să vină să mi teia să lupți pentru ei sau să lucrez într-unul din lagările lor sau chiar mai rău. Eu mă voi descurca aici. Ce le pasă lor de un bătrân? Dar dacă iau barca, tu cum o să mai pescuiești? Nu vei mai avea de lucru. Prietenii noștri îmi vor purta de grijă, doar știi asta. Voi găsi eu ceva de lucru, dar tu trebuie neapărat să pleci. Eu rămân pe loc, iar când se termină războiul, tot aici să vii să mă cauți. Uite, ia asta. Se întinse și desprinse de pe perete o fotografie înrămată. Shaun văzu că ea îl înfățișa pe domnul Bickman alături de o femeie, probabil soția sa, și pe Johan mult mai mic. Când te uiți la asta, roagă-te pentru mine, îi spuse el fiului său, iar eu mă voi ruga pentru tine în fiecare zi. După aceea se întoarse către Shaun. Capitane, trimiteți de îndată după oamenii dumneavoastră, aduceți-i pe toți aici. Barca mea este ancorată în direcția opusă față de unde se află ei acum. E legată la un debarcader, la câteva quartale în josul plajei. Johan știe exact unde,
și știe și cum să ajungeți de acolo în Anglia, traversând Marea Nordului. Am făcut o schiță a cursului pe care trebuie să-l urmați și am și discutat de nenumărate ori despre asta. Iohan, știu unde am ascuns hărțile în barcă, da? Iohan consimți cu o mișcare a capului. Cât timp ne va lua traversarea? Îl întrebă Shaun. Bickman aruncă o privire către ceasul de pe perete. Dacă vă porniți acum, veți fi ajuns de mult în largul mării până când nemții să-și dea seama ce s-a întâmplat. Întunericul este în favoarea noastră. Probabil că nu veți ajunge la țărmul celălalt înainte să se lumineze de ziua, însă cu ajutorul lui Dumnezeu ați putea intra în apele teritoriale engleze. Eu mă rog să găsiți o navă englezească care să vă ajute să parcurgeți restul drumului. Germanii nu își prea trimit nave în patrulare în apele astea. Doar submarine mai au în zonă, dar nu se vor lega de o embarcațiune atât de mică. Și în plus, nimeni nu vă va zări măcar înainte de răsărit. Manțini, du-te și adu-i pe băieți. Am înțeles și se făcu nevăzut pe dată. Capitane, trebuie să vă schimbați în niște haine de ale mele. La fel și sergentul dumneavoastră când se întoarce. Iohan știe ce are de făcut în barcă, însă va avea nevoie de o mână de ajutor. Restul oamenilor dumneavoastră pot rămâne în cabina de sub punte până ajungeți într-o zonă sigură. Iohan, ai mai făcut rost de ceva mâncare? Da, e afară în căruță. Foarte bine, acum du-te, fiule, strângeți lucrurile. Iohan făcu ce i se spusese. Un lucru mai trebuie să faceți, capitane, continuă Bickman cu voce joasă. Vreau să mă legați de scaunul acesta și apoi vreau să mă pocniți zdravăn peste față. Poftim? Trebuie să-i conving pe germani că m-ați silit să vă ajut și că l-ați luat cu voi pe fiul meu. Și au să vă creadă? Îi fac eu să mă creadă. Ne-au amenințat de multe ori că dacă ajutăm vreodată un pilot aliat doborât, vom fi torturați și uciși. Trebuie să-i conving că am refuzat să vă dau o mână de ajutor și la fel și Iohan. Le voi istorisi că ne-am luptat, că mi-ați luat toată mâncarea și l-ați luat și pe Iohan să vă servească drept călăuză. Dar că mi-ați făgăduit că după ce ajungeți înapoi în libertate, îi veți da drumul. Le voi spune că nu știu încotro ați pornit. Văzându-mă legat, mă vor crede. Între timp, afară va fi întuneric beznă. Probabil că în seara asta vor scotoci prin sat, poate chiar și pe plajă. Nădăjduie să nu dea de avionul dumneavoastră și de ofițerul acesta decât mâine dimineață. Vă rog, trebuie să mă legați, chiar acum. Și mai trebuie să mă loviți peste față. Spunând acestea, Bickman culese de pe jos un colac de frânghie, el puse mâna lui Shaun, iar el se așeză pe scaun. Cum putea Shaun să-l lovească pe omul acesta? Sufletul îi dădea ghes să-l apere și să-l ajute. Risca totul pentru a-i ajuta. Renunța chiar și la propriul său fiu. Shaun început să-l lege. Peste câteva minute, Manțini se întoarse însoțit de restul echipajului. Alegeți doi dintre voi, în afară de Nick, care să care cadavrul neamțului înapoi la avion, spuse Shaun. Nick, tu rămâi aici cu mine. După ce îl duceți, întoarceți-vă aici cât mai repede. Lăsați-l într-un loc unde să poată fi găsit ușor, însă nu prea aproape de mare ca să nu fie luat de maree. Iohan a apărut cu un sac legat la capete cu sfoară. Îl văzu pe tatăl său legat fedeleș, însă acesta se grăbi să explice care era motivul. Se îmbrățișară și se sărutară, dar Iohan nu voia să-i dea drumul din strânsoare. Iohan, trebuie să pleci, fiule. Te iubesc. Ne vom revedea, iar până în clipa aceea eu voi avea pace în suflet, știindu-te în siguranță. Dumnezeu ne-a dat șansa unei nopți ca aceasta și El va fi credincios și ne va aduce iarăși unul lângă altul. Iohan se ridică în capul oaselor și o porni cu spatele către ușa casei. Te iubesc, zise. Și eu te iubesc, răspunse Bickman. Iohan se întoarse și ieși în grabă din casă. Ochii lui Shaun erau inundați de lacrimi, însă scutură din cap ca pentru a le alunga. Haide, băieți, e timpul să plecați. Mergeți după Iohan către barcă. În călătoria asta, el este capitanul. În această seară, împreună cu el, vom traversa Marea Nordului. Nick, noi doi ne vom schimba hainele și îi vom prinde din urmă în câteva minute. Plecară cu toții, mai puțin Shaun și Manțini. Acum trebuie să mă lovești, capitane. Te rog. Shaun se îndreptă spre el și se opri lângă scaun.
Sunteți unul dintre cei mai de treabă oameni pe care am întâlnit vreodată. Nu pot să vă lovesc. Totuși, trebuie să o faceți. Dacă germanii nu sunt pe deplin încredințați de adevărul spuselor mele, îmi vor face mult mai mult rău. Vă promit că îl voi duce pe fiul dumneavoastră în siguranță în Anglia. Am încredere în dumneavoastră, capitane, la fel cum am încredere și în Domnul. Lui Shaw nu-i venea să creadă ce era pe cale să facă. Doamne, iartă-mă! Închise ochii și îl pocni cu putere pe domnul Bickman peste față. Deschise ochii și îl văzu pe Bickman strâmbându-se de durere. Mulțumesc, spuse acesta. Acum trebuie să vă schimbați și să plecați cât mai repede. Nu voi uita niciodată bunătatea dumneavoastră, zise Shaun, după care făcând tocmai cum i se spusese. Shaun ridică ochii, încercând printr-un efort de voință să nu mai privească în gol și să revină cu gândul în siguranța sufrageriei sale. Când reuși să o facă, se trezi că privește țintă la chipul tatălui său. Doamna Fortini și dâmșoara Townsend se holbau la el, cu ochii larg deschiși, aproape nevenindu-le să creadă ce auzeau. Patrick dormea buștean. Shaun le istorisise aproape totul cu privire la această a doua jumătate a întâmplărilor prin care trecuse. Totul, mai puțin detaliile legate de uciderea ofițerului german. Bălmăjise ceva precum că fuseseră nevoit să-l omoare și nădăjdea ca nimeni să nu pună întrebări despre subiect. Din fericire, speranțele îi se adeveriră. Trebuie să fi fost pur și simplu îngrozitor să fiți nevoit să-l loviți pe tată, spuse Catherine. Ai făcut ce se cerea făcut, Shaun, zise doamna Fortini. Dumnezeu înțelege. Shaun se uită în ochii tatălui său și zări lacrimi. Îmi pare nespus de rău, Shaun, dar sunt atât de bucuros că ai avut curajul să faci ceea ce ai făcut. Și cred că îl înțeleg și pe domnul Bickman. Ai reușit până la urmă să-l ajuți pe fiul lui să ajungă în Anglia? Călătoria de-a curmezișul Mării Nordului a fost lipsită de peripeții. Johan chiar se pricepea să conducă embarcațiunea aia. Peste vreo 15 minute ne-am desprins de țărm, iar o oră mai târziu deja nu mai vedeam uscatul. Era o noapte întunecoasă, înnorată, fără lună sau stele. N-am văzut nici măcar un singur vapor până la răsărit. Însă atunci se zărea deja țărmul englezesc. O dragă mare de pescuit s-a apropiat îndeajuns cât să le putem capta atenția. Ei ne-au ajutat să ajungem într-un port mic, la nord de Londra. Până să se încheie ziua, ne întorseserăm cu toții la bază, mai puțin Anderson, care a fost transportat la spital. Și cu Johan ce s-a întâmplat? Întrebă domnișoara Townsend. Ne-am luat la revedere când am coborât din barca lui. El a refuzat să se îndepărteze de ea. Pescarii englezi au părut a înțelege și ne-au făgăduit să aibă grijă de el. Ne-au zis că nu departe de acolo locuia un grup de refugiați olandezi și că îl vor ajuta să se instaleze alături de ei. Mi-am notat câteva nume ca să-i dau de urmă mai târziu. Ce istorisire uimitoare, exclamă doamna Fortini. Patrick va fi foarte trist că a dormit, oricum mare parte din timp. Eu unul sunt extenuat, spuse bătrânul Collins. Se ridică și porni spre bucătărie să-și ducă ceașca. A, Shaun, aproape că uitasem. Înainte de cină a sunat un colonel de la forțele aeriene și ți-a transmis să-l suni înapoi cât mai curând posibil. Am notat numărul pe hârtie de lângă telefon. Ți-a spus de ce? N-a vrut să-mi spună mie despre ce e vorba, însă mi-a zis totuși că e ceva foarte important și că e vorba de niște vești bune. I-am spus că singura veste bună pe care vreau să o primesc e că cei din armată îți dau voie să stai acasă, să ai grijă de Patrick. Mulțumesc, tată. Îl sun mâine dimineață la prima oră. Se îndrepta apoi spre domnișoara Townsend și îl ridică cu blândețe pe Patrick în brațe. Îl duc sus în pat. Nu cred că voi uita povestirea asta cât voi trăi, exclamă ea. Îmi pare rău dacă v-am tulburat. Nu am mai vorbit cu nimeni despre asta până acum. Nu, nu vă cereți scuze. Doar că noi, cei care ne uităm la buletinele informative din cinematografe, nu reușim niciodată să ne imaginăm ce se petrece realmente acolo. Shaun îi ură noapte bună, apoi o luă în sus pe scări, întrebându-se cum să-și scoată din minte scenele acelea
măcar atât cât să le împiedice să invadeze visele.